Salut și bine v-am găsit din nou cu Genesis MOBA, un nou match, un alt erou. Încerc să vă explic în continuare cum se treaba cu gameplay și absolut fiecare aspect care îl fac în joc, am să încerc să le explic. Așa ca și perk pe Jules, care este un tank support, am să selectez Endurance, care ne dă 5 viață și 2 energie pe fiecare secundă, iar valoarea se dublează în condițiile în care nu suntem în combat. Îmi iau boots pentru movement speed mai rapid. În continuare, trebuie să înțelegem faptul că Genesis MOBA este un joc de echipă, iar dacă echipa ta nu joacă bine, iar voi pierdeți meciul, nu sunteți de vină cu absolut nimic. Așteptăm deocamdată să vedem ce se va întâmpla. S-au spawnat creepy. Avem 3 lane-uri. Am să încerc să explic pe toate nivelele posibile, din punctul meu de vedere, jocul ăsta Genesis pentru absolut toată lumea. Nu sunt un jucător pro, dar pe câte știu, explic. Ok, așadar, primul spell cu L2 din pe Jules este un chain. Asta e un lanț, un curent care dă damage peste toți cei întâlniți în cale și se întoarce, damage-ul dat se întoarce la mine ca și viață. Așa că sunt fruntaș în linie. Ne dă damage Chris. Îi dăm și noi înapoi. Avem un stunner și un carry aici. Un suport ăla dă și stun, dă și viață Chris. Katix-ul dă extrem de mult damage. Spamez și eu cu prima. Cu L2-ul. Îl fac să-și consume mana, să nu uităm că mie mi se întoarce înapoi și viața și mana. Jones dă în continuare hook-uri, încearcă să prindă ceva. Deci treaba mea este să spamez linia și să-i fac să-și consume resursele cât mai mult. Mă refer la viață, mă refer la mana și așa mai departe. Un erou fără mana. Serios. Eu rezist. Deci eu mă pot bate. Am și o pasivă aici care ne zice Pulse Armor, da? Dual basic attack abilities become selectified this additional damage over a short period, da? Deci cine îmi dă damage când am pasiva așa, îi se întoarce ca și damage înapoi. Vedem acolo că Katix-ul are puțină viață. Am să continui să spamez pentru că Chris a rămas fără mana. Mă uit puțin pe minimap. Nu uitați în permanență să urmăriți minimap-ul. Este extrem de important. Uite ceva gold aruncat de Jones. Și a luat runa de viață și de mana de lângă turn. Și acum să vedem dacă facem kill. Nu facem kill pentru că a reușit să fugă. Asta face Katix. A făcut o fandare laterală, să zic așa. Deci, teoretic, eu rezist destul de bine în... Atenție, nu trageți în erou când sunteți în raza turnului, ce vedeți acum hașurat cu verde, așa. Pentru că va trage turnul în voi. Îmi iau papucii. Ăsta e kill, trebuie să fie kill. Nu e kill, incredibil. Oh, cât pe ce să-l prind acolo. Da, vedeți ce mult rezist, adică cât damage iau și totuși rezist. Asta e foarte bine. E un erou puternic ăsta, Jules. Ah! Ce hit mi-a dat. Mă întorc și eu la turn, încerc să iau runa de HP. Să vedem dacă mai este. Mă mai uit un pic pe minimap între timp, văd acolo. Sunt 2 pe bottom tower. Eu aștept să fac level 6, după care o să încerc să intru tank acolo. Puternic în gank-uri. Pentru că pasiva mea dă damage odată la 3 secunde.
celui mai apropiat adversar. Deci nu mi este, nu mi este teamă să intru peste ei. Ar trebui să-i bat acum. Nu am 6, dacă aveam level 6 acum lucrurile stăteau total altfel. Vedem acolo că Popolok a câștigat mid-ul. Bun, perfect. Haideți să dăm în turnul ăsta. No, man. Mi-a dat hook mie, sorry. Eu m-am băgat. Total aiurea. Și a dat TP out din nou. E bine dacă îi tot trimitem în bază, pentru că noi luăm experiență. Luăm și gold. Mai dăm niște hituri în turn. El este nevoit să se întoarcă pe jos acum. Poate după 30 de meciuri pierdute o să câștig și eu unul. De ce nu? Ar fi cazul. Atenție la Katix, are level 5. Oh, dacă dădea hook-ul ăla. Are level 5, însă Chris are 7 și are ultimată care dă damage AOE. Extrem de mult damage AOE. Extrem. Mai dăm niște... Nu prea mai am mana, jos se atacă. Aștept să fac level 6 în continuare. Jones n-ar trebui să dea hook acum. Nu e pont, pentru că ne dă stun și ultimată. Da, fiți precauți, fiți precauți. Altfel, cele mai des întâlnite întrebări vor fi: cum Dumnezeu m-a omorât? Cum de am murit? Ce nu merge bine? Oh, ce bounce are, are stun-ul. Ce bounce. Bun, hai să vedem ce zice runa aia de viață. O mai am. Deci acum jucăm pe safe lane, băieți. Deci jucăm cât se poate de sigur. Deci încercăm să nu murim în permanență. Ne uităm la ward-ul ăla care l-am pus aici. Vedeți că zona este vizibilă. Uitați elicopterul ăsta mic care tocmai trece. Da. Încearcă, e bine dacă încearcă, dar atenție la stun. Încerc să oprim pe Katix, nu are încă 6. Asta e. Perfect. Perfect hook-ul. După atâtea încercări, Jones a reușit să facă treabă. Bravo, Jones. Oh, go, go, go. Da, și acum pușăm pentru că el este un suport. Oh, dacă era cu o idee mai aproape de dea hook, nebunul ăsta. Atenție că îmi dă ăsta mie. Dar nu mai e așa easy. Atenție că s-a teleportat Katix. Ar trebui să ne retragem. Îi dau, dau un Katix. Ba nu, uite că batem aici turnul. Perfect, și ar trebui să mergem în ea acum. Are 6. Mai farmez un pic jungla pentru că am avansat și o să mă teleportez imediat jos. Fiți atenți aici, am fac viața acum pe creepy ăștia. Da, s-a întors, s-a întors ca viață. E foarte simplu, deci ăsta este un erou de două butoane, L2, L1. Cu primul dați un glob electric. După care spamați cu L2. E simplu, easy life. Și tot ce trebuie să faceți este să intrați în fața lor, să vă băgați acolo. Pentru că pasiva, vedeți, are un cooldown de 3 secunde. Tot timpul dă un hit. Și îi aranjează pe băieți. M-am retras un pic aici jos, văd că ia amploare treaba. Oh, yeah. Stai liniștit că nu e chiar așa. Este Nameless, eroul nostru, care vine acum pe linie. Și a făcut un kill, bravo. Îl prindem și pe Jones, dacă insistăm aici. Bravo, Nameless, a murit și el acum. A eliminat turnul. Asta e, măcar a făcut kill-uri acolo.
Deși cel mai bine era să nu moară. Acum vine Ember foarte nervoasă înapoi. Full mana, full HP. Mai bine mă retrag pentru că sunt mari șanse să ne vină de pe mid. Deși nu cred, acum văd acolo... e acolo Jules și în echipa adversă avem un Jules. Jones vrea să-mi dea un hook ăsta. Uite, și-a pus brațele astea. Jones, l-ați mai văzut voi prin pirații din Caraibe? Nu? Avea el olandezul zburător. O să încerce să-mi dea hook. Corect. Da, am rezistență la spell-uri cu Jules. Destul de ok. Erou ăsta, consider, ar trebui toți începătorii să-l joace. E foarte simplu. Și trebuie doar să-ți faci treaba, să fii cel care te bagi la înaintare. Atâta tot. Uite, îi dau un slow acolo, dar nu este suficient. Atenție la brațele astea, dau un slow mega. Spamesc cu prima în continuare. L-a prins pe ăsta la turn. Cred că l-am salvat. A ratat hook încă o dată. Jones, trag puțin în tentaculele astea, că îmi dau 20 gold, văd acolo. 23 gold. Oh, cum a ratat ăsta hook-ul. Lipsește de pe mid, s-a dat jos turnul acolo. Mai dau o geană. Popolock a venit aici. No, man. Sorry. Nu l-am văzut când a venit. A fost greșeala mea, băieți, acum. Deci a fost greșeala mea. Uite, iarăși îmi dă ăsta gol de aici cu brațele lui. Hook-ul lui Jones merge prin creepy lui, dar nu și prin ai noștri. Deci, dacă e să dea hook, o să dea hook în noi. Așteaptă acolo Nameless, văd cu berserk-ul și defense-ul. Dar a venit și Jules între timp și cred că îl prindem. Ah, nu l-am prins. N-are rost să ne aventurăm așa. Să nu uităm, suntem în turnul lor acum. Ceilalți doi eroi sunt pe top. Nu intra, nu intra. Hai că am dat damage bine aici. Mi-a dat ultimată. O să vină pe mine. Sper să rezist acum. Rezist, rezist. Bine, rău de tot chiar. Și-a dat ultimata ca să scape de noi. Oh, e bine că am regenul bun. Stau în out of combat acum, puțin. Văd acolo pe top o problemă. Dar rămân aici. Popolock a fost eliminat. Rămân cu echipa. Chiar vreau să eliminăm turnul ăsta. Bun, sper să nu-mi dea stun. Ah! Mi-a prins-o, mi-a prins-o. Tot Jules m-a bătut. Adversarul meu. Deci au avut răbdare, au jucat la turn. Excelent, bravo lor. 7-7. A plecat Nameless-ul de la noi. N-am fost atent, vedeți, nu m-am uitat la Nameless. Am fost concentrat acolo, hai tot să batem, să batem. Dar este singura linie. Mamă, mi-am dat TP tot în bază. Frumos. Așa. Este singurul lane de jos, cel care nu l-am împins și au un turn în picioare. Come on, man. Acum o să mă mișc ceva mai încet. Dar asta e. Trebuie să lăsăm full gameplay, băieți, ca să vedeți absolut fiecare greșeală. Sau fiecare decizie luată. Pentru că așa stau lucrurile. Da, deci acum am dat bine în asta. Hai, de pe Ember, e în spate, Ember. Nu pot să cred că tot i-a făcut kill. Deci și voi.
Și ăsta dă damage periculos. Jules. Hai, dă-i. N-a ajuns până la el. Back, 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 Nameless. Jules-ul lor e mai puternic ca mine. Pentru că dă turnul. Hai să dărâmăm turnul ăsta mai repede. Mamă, a murit Nameless, a băgat la ei în turetă. A costat destul de mult să dăm jos turnul ăsta. Chiar ne-a costat mult. Vine înapoi pe top, văd că își fac ăștia de cap aici. Am venit să farmez. Deci de asta a venit Katix înapoi. Tocmai a trecut pe lângă mine. Și Popoloc e foarte bun, e un disabler excelent. Dacă sare, nu are blink-ul sau a luat damage. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Ne-a picat și nouă botul. La fel de puțină viață avea ca și turnul lor. Încerc să pun un ward aici. Avem două disponibile. Hai că nu mai are mana, dă-i hook, frate. Mamă, a dat hook în mine. Corect, atenție, poate se teleportează și ceilalți. Back, 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 retreat. Deci dacă prinde stun aici... Atenție la Katix. Mamă, nu știu dacă... Da, nu-l avem pe Nameless. E mid Nameless. Trebuie să mă retrag. E un gen care l-am pierdut pentru că carry-ul nostru stă mid. Nu vine la... La jucat. Uite aici e nebuna. Dacă e berserk-ul ăla. Acum e cam... E cam nasol să mergem acum. Da, uite pe toți aici. Trebuia să vii adineaur, măi. Mămăli, gata. Avem ward acum, într-o secundă. Îl pun și vedem acolo pe Chris care farmează. Dar nu, e bine ce a făcut. S-a băgat singur între patru. Deci, el a fost carry-ul nostru. Nameless. El s-a băgat primul, fără să fim noi în zonă. Și acum suntem, trebuie sus 5, dar Alvin da acolo jos turnul, mă uit jos, așa că nu are rost. Nu are rost, Popoloc, unde te-ai băgat, man? Nu e bine unde s-a băgat Popoloc. Da. Mi-am dat viața acolo, am încercat, dar cred că am să mor, corect. Dar Nameless poate să facă un quad aici, dacă e atent. Hai, încă un kill. Fă quad-ul, fă quad-ul. Incredibil, și-a făcut ăla itemul de shield tocmai acum, timp în care dă ăsta. Are suficientă mana să dea prima? Da. GG, deci carry-ul nostru a făcut 4 kill-uri, băieți, este excelent. Eu am 1, 2, 6, ceea ce înseamnă, dacă ne uităm în dreapta de... sus a ecranului am 1, 2, 6, înseamnă un kill, 2 death-uri și 6 asisturi. Asta e tot ce contează, pe mine mă mulțumesc asisturile. Asta înseamnă că am luat și eu gold pentru ceea ce s-a întâmplat în jurul meu. Și Nameless trebuie să farmeze, să joace mai bine. Încerc să mă uit 15 secunde până la următorul guard. Jones acolo greșește. Sus, îi dă ăsta slow, îi dă stun, îi dă... Ma, au venit ăștia peste noi toată viața lor. I-a dat ultimată. Atenție, 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 atenție. Să nu te prindă, master. Aici putem câștiga acum.
dar nu am suficient retreat, man. Nu am forțat-o. Jusa lor joacă foarte bine. Alvin, nu cred că e cel mai bine unde te bagi. A murit din cauza lui Alvin. Incredibil. Dar Nameless are șanse să facă... I-a dat hook la carry-ul nostru! Ar totuși a reușit să facă un kill sensational. Perfect. Excelent. Ar trebui să vă retrageți, băieți. Le-a picat și turnul. A zis top, dar de fapt a picat bottom. E bine, 8 asisturi am, înseamnă că iarăși mi-am făcut prezența în bătălii, ceea ce este perfect pentru mine. Hai să vedem Nameless-ul ăsta, e șansa noastră. Le împingem un pic linia și încercăm să mergem top. Eu aș merge top acum. Le fac semn la băieți. Alvin, nu e bine că stai aici. Avem un ward, îl pun aici să avem vision peste jungla lor. Okidoki. Cred că dăm repede jos turnul ăsta dacă nu se, nu se teleportează ei. Deci ăsta este jos. Vine Katix. Nu l-am dat jos. Trebuie să ne îndepărtăm unul de altul. Hai, 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 du-te, 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 du-te că moare purple local nostru acolo. Hai, Jules, just die, Jules. A luat Stellar. Bravo, Nameless! Bravo, uite cum a rezistat Nameless! GG, man! A jucat exemplar tipul ăsta. Deși am crezut că o să mierlim adineauri. Let's go. Da, acum le împingem linia de sus, lejer, fără niciun stres. Chris este singurul care a venit în zonă și dacă intrăm pe el, îl omorâm. Come on, guys! Dă-i hit-ul! Bravo, Alvin! Bravo! Deci a venit omul să facă defense singur, am forțat-o puțin. Acum chiar vin ăștia peste noi cu toții. Și bine că l-a tras pe Katix. N-am spart, retreat. Dați-vă back, băieți. Dacă intrăm în ei, o să murim. De nu ne vedem. Retreat full. E bine că am reușit să ne retragem atât de lejer. Go farm, guys. Mergem pe farm. Viață, mana. Aici este o greșeală pe care o fac extrem de mulți jucători. Și anume, forțează push-ul. Nu se retrag la timp. Ei ies din bază, full viață, full mana, full ulti, full spell-uri. Și se întreabă, bă, am murit, de ce nu ne-am retras când trebuia, tra-la-la-la-la, tot așa, înțelegeți voi? Am berserk-ul, dau aici hit-uri normale în clipul ăștia de numai. Pe mid ar trebui să mă duc înapoi. Retreat, guys, nu sunt eu tancul acolo. Ar trebui să se retragă pentru că vreau să împing linia asta. Dacă mi se permite. Mai avem un ward. Hai să vedem aici, reușesc să-l pun. Sunt mari șanse să vină pe mine aici. Au pus ei ward acolo jos și nu mi-a rămas să pun pădurea lor. Mamă, liga lor. Uite că ne știu. Asta e un fel de roșan. Group up. Nu te du Ozia acolo că... A, este foarte important cum intră Nameless-ul de la noi. El este carry-ul principal. Oricum ar fi, nu avem unul secundar. Deci avem un singur carry în echipă.
Eu rezist. Dar vine el. Hai pe Jules, hai pe Jules, are slow băiatul. A intrat Nameless foarte bine acolo. Îl batem și pe Jules și cred că este GG, băieți. Gank-ul de adineauri în care am câștigat pe top a fost gank-ul care l-am câștigat ca și match, mă refer. Aici Katix o să moară și ea, moare și Jones. Așa îmi place să cred. Le luăm turnul pe mid. Vedeți cât de important a fost ca acum 3-4 minute să nu fi pușat noi linia aia atât de nebuni solo. Deci este... Acum trebuie dată jos baraca. Încă lipsesc. Acum suntem cam nesimțiți la ce facem noi aici. Dar nu este o chestie imposibilă. Am murit. Vom muri cu toții aici. Am fost un pic cam egoiști. Retreat, guys. Deci, acum lăudam echipa că vezi, Doamne, am bătut și am rupt și... Dar exista șansa să-i omorâm pe rând. Și atunci nu mai erau probleme. asta e. Și ei pot întoarce foarte ușor jocul acum. What the fuck, ce frumos a coborât omul. Haideți, haideți, haideți că acum vine și... Vine și gold aici, uite. Mamă, ce... Vedeți, ne-au dat și ei turnul jos, creepy lor au împins extraordinar de bine lane-ul. Și acum trebuie să stăm noi în defensivă și să vedem ce fac ei. Deci nu trebuia să facem chestia asta care am făcut-o adineauri. Dar dacă îi omoram pe rând, unul după celălalt, era un câștig rapid. Bun, match-ul ăsta s-ar putea să dureze mai mult decât am crezut, pentru că și ei la rândul lor au câștigat gold acum. Deci următorul gank este extrem de important. Ar trebui să batem noi Roșanul. Uite-o pe asta aici. Bine, eu zic Roșan. Monstrul ăla de aici. Haide, haide, boss. Atenție acolo jos. Mamă, cum vin peste noi. Uitați-vă și voi, o să-mi dea hook aici. Dar nu contează. Cine a ieșit? A ieșit Chris de la ei. Cred că a cedat. A cedat psihic, poate. Cine știe, a intrat Popoloc acolo. Rezistați, băieți. Bun, bravo, Popoloc. Dăm un slow aici și ei au avansat prea mult pe linie acum. Asta este principala lor problemă. Și greșeală totodată. Perfect, acum putem merge pe linia asta lejer. Deci, și noi am greșit că am mers în baza lor, dar și ei au greșit că au trecut peste jumătatea hărții. Deci dacă ne uităm pe hartă, aici avem o apă, da? Deci uitați, apa asta care coboară aici este jumătatea hărții în condițiile în care sunt peste noi niște adversari. Nu are rost să trecem peste jumătatea hărții pentru că ne vor gankui. Jules aici, l-am prins un pic, mi-am dat shield-ul ca să pot intra un pic și în turn, că așa stă schema acum, înțelegeți voi? Adică pot să dau chiar bine. Jones greșește. A, nu prinde nimeni. Acolo i-am dat bine lui Katix. Ați văzut cum s-a dus globul de curent. Bun, acum mă interesează barăcile. Poate că echipa mea se bate în continuare. Dar e importantă baraca, pentru că dacă le spargem toate trei lane-urile, le vin Mega Creeps. Ați înțeles voi schema. Eu am să mă duc jos să scot Mega Creeps. Asta mă interesează pe mine acum, pentru că echipa mea se descurcă și nu cred că e prea bine că se bat în baza lor. Nu particip la astfel de... Am mai făcut o greșeală adineauri, de ce să o mai facem și acum, nu? Ei au ieșit din bază proaspăt, full viață, full mana, între timp le sparg creepy, iar gașca mea sparge aici turnul. O să vină pe mine în câteva secunde, mă retrag. Vedeți, le-a picat turnul, asta este cel mai important aspect. Alvin cu Jones intră acolo, îi flanchează și am să intru și eu peste ei în astfel de condiții.
Mi-a venit frostul. În continuare dau blan aici pe barăci. Deci joc safety, băieți. Înțelegeți? Scorul e de 32 la 25. Sunt jocuri ce au fost întoarse. Uite acolo Alvin mare. Eu nu fac decât să pușez aici maxim, să le vină mega creeps. Vedeți, Katic s-a bătut acolo, este carry-ul principal al lor. Au mega creeps. Și acum ne vin din toate părțile creep. Putem intra fără probleme aici. În Katic și în cine vreți voi. Am jucat-o safety. Nu zic că n-am fi bătut și fără lane-urile alea alte, dar... Oi, 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 oi. Dau toți în mine. Mamă, 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 mi-am dat viață și este GG, băieți. 34 la 26 a fost un joc destul de echilibrat. Însă cu gank-ul de pe top am reușit să câștigăm. Acolo s-a schimbat situația meciului. MVP, Most Valuable Player. Ia să vedem un pic și statistica. Deci noi am fost suport, da? Suport. Și am jucat foarte bine. 5 kill-uri și 4 death-uri. Dar important este că am 21 de asisturi și mi-am făcut treaba excelent în meciul ăsta. Am farmat 23.375 gold. Care pare a fi cel mai bun de pe hartă, da? La farmat. Bun, vă mulțumesc pentru deosebită atenție și ne auzim cu următoare tutoriale, meciuri full și explicații data viitoare, când urmează să postez și alte clipuri. V-am salutat! Pa, pa!